Este ora 12, bine v-am găsit. România se pregătește pentru cele mai negre scenarii și face cele mai scumpe achiziții din istoria armatei. Președintele Iohannis vorbește astăzi despre avioane multirol, sisteme radar, echipamente defensive. Parlamentul a aprobat deja aseară, după cum știți, cumpărarea a 32 de avioane F-35 în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari. Este, după cum vă spuneam, cea mai scumpă achiziție în domeniul militar pe care o face România până acum. Acum câteva zile, Vladimir Putin le promitea prietenilor săi chinezi că va scoate avioane MiG-31 dotate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Mării Negre, deci în zonă. Va scoate, spunea Putin, aceste avioane în patrulă permanentă. Putin a luat această decizie din cauza intensificării prezenței maritime a Statelor Unite în estul Mediteranei, după ce a început toată această situație de conflict în Orientul Apropiat. Putin spune că aceste nave ar putea fi în raza de acțiune a rachetelor Kinjal, care pot să lovească ținte de până la o distanță de 2000 de kilometri. Asta susțin rușii. Între timp, șefii Hezbollah, Hamas și Jihad Islamic s-au reunit pentru a pune la cale planul pentru distrugerea Israelului. Fără precedent în relațiile diplomatice este ceea ce s-a întâmplat aseară. Israelul cere demisia șefului Națiunilor Unite, ale cărui declarații sunt considerate șocante. Antonio Guterres a spus că atacul Hamas din 7 octombrie nu s-a întâmplat din senin și vom asculta în câteva minute această declarație. Noutatea acestei dimineți este că israelienii nu vor să mai acorde viză de intrare niciunui angajat al Națiunilor Unite. Haideți să ascultăm declarația care a provocat atâta tensiune, Antonio Guterres, șeful ONU. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. Da, situația se deteriorează. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, fostul ministru al apărării, domnul Ioan Mircea Pașcu, în legătură directă. Bună ziua! Mulțumesc mult, domnule ministru, pentru intervenție. Îi mulțumesc mult analistului de politică externă, Ștefan Popescu. Bună ziua, Ștefan Popescu! Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Și în ultimul rând, domnul Andrei Șvarț, analist de politică externă. Domnule Șvarț, vă mulțumesc mult și dumneavoastră. Asemenea, vă mulțumesc. Ștefan Popescu, aș începe cu această situație fără precedent. Israelul cere demisia șefului ONU. Nervozitatea e atât de mare încât niciun angajat, niciun reprezentant al ONU nu va mai primi viză de intrare în Israel. Ori fix către Națiunile Unite se îndreptau cei care își doreau să asigure acolo convoaie umanitare către fâșia Gaza. Cum ar arăta locul acesta, conflictul acesta, fără niciun angajat al Națiunilor Unite prezent în zona de conflict? Da, cred că trebuie să plecăm de la constatarea că secretarii generali ai Națiunilor Unite sunt aleși îndeosebi dintre personalitățile sensibile la ceea ce numim Sud Global. Am avut personalități care chiar au plătit această apropiere mult prea mare față de viziunea Sudului Global. Mă gândesc la mandatul lui Boutros Ghali, care în 1997 n-a mai reușit să fie reales pentru un al doilea mandat, tocmai pentru că ținea prea mult partea țărilor din Sud. De asemenea, Kofi Annan, domnul Guterres este o personalitate de stânga care e mult mai sensibilă, să spun, la chestiunea palestiniană. În al doilea rând trebuie spus că secretarii generali ai Națiunilor Unite sunt adesea, țin foarte mult la strictețea rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite și fără îndoială că Antonio Guterres a avut în vedere procesul de colonizare din Cisjordania, dar cred că și în al doilea rând se află și la ultimul mandat. Este de 6 ani și 9 luni, dacă am calculat bine, în funcție. Nu mai are nicio miză de a mai fi ales.
Dar trebuie spus că Antonio Guterres poartă și el o parte de responsabilitate, pentru că a fost un secretar general pasiv, care nu a avut o agendă pentru Orientul Mijlociu și îndeosebi pentru Israel-Palestina, nu s-a remarcat prin nicio soluție. El a moștenit prezența Organizației Națiunilor Unite, care este o prezență, aș spune, mai mult tehnică în teritoriile palestiniene. Deci nu ar fi trebuit să fie mai atent cu acest limbaj. Pe de altă parte, nu cred că face bine nici poziția Israelului în acest moment să fie atât de dură în ciuda traumatismului și sensibilităților pe care sunt absolut justificate, pentru că riscul este, vedeți bine că acest conflict se joacă la nivel de percepții, la nivel de imagini, să se dea o coloratură între Occident și Sudul global, Occidentul care are un anumit standard și Sudul global cu totul altul. Este ceea ce încearcă mari emergenți precum Rusia, China să ducă acest conflict în falia, în conflict dintre Nord și Sud. Un avertisment care vine din partea lui Benjamin Netanyahu: războiul e abia la început, se apropie ziua invaziei terestre. Asta spune Netanyahu, domnule Ioan Mircea Pașcu, în această zi în care capii teroriștilor, să-i numim așa, pentru că actele lor sunt acte de terorism, Hezbollah, Hamas, Jihad Islamic, s-au reunit pentru a pune la cale ceea ce ei denumesc planul de distrugere a Israelului. Ne apropiem de un scenariu de escaladare de dimensiuni mai mari decât ne-am fi închipuit? Până acum sunt mai multe lucruri aici de discutat. O primă chestiune este că cineva ar fi trebuit să facă un exercițiu de înțelegere a situației emoționale a izraelienilor. Deoarece ei au suportat acel atac din Senin atât de crud, și după aceea văd că, de fapt, există lume în poziții importante care nu numai că nu îl recunoaște cum ar trebui să îl recunoască drept ceea ce a fost, respectiv o crimă abominabilă, dar o și justifică. Ori această chestiune creează o frustrare, o mare frustrare, și să nu uităm că, până la urmă, Israelul este probabil cel mai puternic actor din zonă. Asta așa, ca în efortul acesta de a ne înțelege unii pe alții. Sunt de acord că, într-adevăr, poate că absența oricărui reprezentant ONU de pe teren are un impact asupra situației din ce în ce mai grave în plan umanitar în această zonă. În ceea ce privește această întrunire a liderilor acestor facțiuni teroriste, acest lucru nu mai este condamnat nici de Sudul Global, nu mai e condamnat nici de reprezentanții înaltelor structuri internaționale. Deci, vedeți, asta contribuie din nou la o frustrare mai mare din partea Israelului. Însă, într-adevăr, sunt de acord că există acest pericol. El pe undeva era întrevăzut încă din situația cu conflictul din Ucraina. Sudul global a spus: problema Ucraina e problema voastră, occidentalilor, Europa, voi acolo, noi, pe noi nu ne afectează, nu ne interesează atât de mult. Și această chestiune devine și mai evidentă în momentul de față, în situația în care țările occidentale, vestul, cel care controlează sistemul, să spunem așa, acordă sprijinul său necondiționat Israelului. E un joc de sumă nulă pe multiple planuri aici și nimeni nu vrea să renunțe la un pic din ceea ce crede el ca să poată să facă un pas spre celălalt. Și potențialul ăsta, cum ați spus și dumneavoastră corect, poate să escaladeze. Și ca atare trebuie să vedem în continuare, să fim foarte atenți cum va fi gestionată această criză de actorii din zonă și actorii din afara zonei. Pentru că sunt foarte mulți care speră că această chestiune va reprezenta ceea ce n-a fost războiul din Ucraina.
Războiul din Ucraina s-a dorit o lovitură militară puternică dată actualei ordini controlate de Statele Unite și de Occident. Și n-a fost așa. A ieșit ce a ieșit. În momentul de față se încearcă a doua oară o lovitură a ordinii internaționale prin intermediul resuscitării acestei probleme, așa cum s-a făcut. Cum ar arăta o zonă de conflict de genul celei din Orientul Apropiat, domnule Andrei Schwartz, fără reprezentanții Națiunilor Unite, care au acolo o misiune umanitară? Pentru că mânia, supărarea Israelului nu este doar împotriva șefului ONU, care, după cum spunea Ștefan Popescu, are un mandat de reprezentare, un mandat politic, ci Israelul s-a supărat pe toți angajații Națiunilor Unite. Da, nu aș vedea neapărat în această cheie reacția Israelului de ieri, de la ONU și din Israel. Nu este vorba de o supărare. Ei au anunțat că retrag așa vizele pentru toți angajații ONU, deci nu le mai dau voie să intre în Israel. Trebuie să nuanțăm un pic aici situația. Da? Este vorba de o persoană, unul dintre subsecretarii generali ai ONU, Martin Griffiths, care nu a primit viză. Nu s-au retras vizele deja în vigoare. Asta unul. Apoi spunea un senator american din trecut, Daniel Moynihan, spunea, și un citat celebru, sunt convins că îl știm cu toții, suntem cu toții, mi se permite fiecăruia dintre noi să avem o opinie, dar nu putem să ne creăm propriile fapte. Da, de acord. O mică mențiune, ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, declară că țara sa refuză vizele de intrare ale tuturor oficialilor Națiunilor Unite. Deci cadrul e cât se poate de explicit, de aceea insist asupra lui. Da. Iar eu mă refeream aici la faptele pe care le-a prezentat Antonio Gutierrez, nu dumneavoastră. O mică secundă, domnule Pașcu, v-ați adăugat ceva aici, vă rog? Să lămurim această chestiune, pentru că retragerea vizelor înseamnă expulzarea celor care sunt acolo, neacordarea vizelor înseamnă că cei care vor să intre nu intră, dar cei care sunt acolo rămân și continuă să administreze ce au de administrat. Deci lucrurile astea trebuie clarificate foarte clar. Așa e. Vă rog, domnule Schwartz, vă rog, vă ascult. Da, îi mulțumesc domnului ministru pentru că clarifică în aceeași cheie pe care am încercat și eu să o clarific. Revenind la discursul secretarului general, acesta a făcut o afirmație care într-adevăr nu e bazată pe fapte, tocmai asta vreau să spun de asemenea, atunci când vorbea despre ocupație și așa mai departe. Din 2005 Israelul s-a retras din fâșia Gaza, complet, și a spus luați această zonă și gospodăriți-o așa precum doriți. Palestinienii din Gaza au luat acest îndemn și l-au transformat în ceea ce vedem astăzi. Anume, au votat mișcarea teroristă Hamas, care nu s-a schimbat de atunci până acum, decât prin amploarea realizărilor între ghilimele. Și i-au votat pentru a-i reprezenta și pentru a-i conduce. Nu doar că i-au reprezentat prin aceste mișcări, prin aceste atacuri teroriste abominabile, ci și printr-un prost management al calității vieții acolo în fâșia Gaza. Deci Antonio Gutierrez și-a creat pentru această argumentație, pentru această echilibristică pe care o face acolo și o face dintotdeauna de când a preluat mandatul și chiar de dinainte, de când era reprezentant pentru drepturile omului în cadrul ONU. Și-a creat propriile fapte, și-a prezentat propriile fapte, care n-au legătură cu realitatea. Mai mult decât atâta, activitatea ONU în teritoriile palestiniene, fâșia Gaza și Yehuda și Shomron sau Cisjordania, continuă. Există chiar o organizație aparte în cadrul ONU pentru refugiații palestinieni. Este singurul caz de organizație din cadrul Organizației Națiunilor Unite care este dedicată unei singure populații, unei populații anume.
Mai mult decât atât, la Geneva, în cadrul Agenției ONU pentru Drepturile Omului, cu sediul acolo, există urmărirea respectării drepturilor omului în întreaga lume și fiecare țară trece printr-un review process. Sunt analizate situația drepturilor omului în respectiva țară. Se întâmplă asta și referitor la țări dictatoriale, dar și la țări precum Franța, România, Statele Unite, Canada. O altă informație care vine de la Agenția ONU, care oferă ajutor civililor palestinieni din fâșia Gaza, pe care o menționați, domnule Schwartz, această agenție avertizează pe Twitter, sau cum să o numi acum, platforma X, că va trebui să oprească toate operațiunile în această seară, fiindcă nu mai există combustibil, deci nici măcar pentru cei de la ONU nu mai e combustibil, iar Israelul nu mai oferă combustibil camioanelor din convoaiele Națiunilor Unite. Deci iată consecințe cât se poate de concrete ale acestei supărări pe care Israelul o are față de Națiunile Unite. Doamna Chiriac, vă rog. Nu este chiar așa. Ieri armata israeliană a prezentat imagini din baloane de observare și din satelit cu rezervele de combustibil stocate de către mișcarea teroristă Hamas. E vorba de, din câte am înțeles, jumătate de milion de litri de diesel, care au fost furate inclusiv de la această organizație, această structură a Națiunilor Unite din Gaza. Sigur că da. Sunt 500 de mii de litri de combustibil despre care Israelul spune că au fost furate de cei din Hamas. Asta nu înseamnă că aceste convoaie ale Națiunilor Unite vor avea combustibil. Ei tot din partea Israelului așteptau. Și aici intervine Ștefan Popescu un paradox. Deci, pe de o parte, Joe Biden iese aseară și spune nu se dau suficiente ajutoare pentru oamenii din fâșia Gaza. ONU spune în această dimineață nu mai putem opera niciun fel de transport fiindcă nu mai există combustibil. Toată lumea vorbește despre faptul că în această seară mijloace de transport din fâșia Gaza vor rămâne fără combustibil. Deci iată aici o situație pe care nu știu cum o vor rezolva. Este o situație într-adevăr foarte complicată și complexă pentru că aceste ajutoare sunt instrumentate de Hamas, adică în mod paradoxal, dacă ele ajung în mâinile Hamas și aici înțeleg explicațiile date de Israel, riscă să crească dependența, pentru că tocmai vedeți, Hamas nu este numai o simplă organizație militară, este un guvern, este o administrație. Da. Deci, pe de altă parte, aș vrea să tratăm chestiunea sub aspect politic și al percepției. Din păcate, politic dă foarte prost, deci dă foarte prost în ciuda explicațiilor și argumentelor valide difuzate de Israel, dar acest război se duce, vedeți, la nivelul percepției. Percepția, emoția creează politică externă. Percepția determină imaginea. Percepția influențează agenda politică internațională, poziționările. Ori, din păcate, trebuie să recunoaștem acest lucru. Țările din Egiptul, Iordania, Qatarul se raportează la Organizația Națiunilor Unite și a crea obstacole, indiferent de natura lor, Organizației Națiunilor Unite în acest moment dă foarte prost pentru Israel. Deci trebuie să recunoaștem acest lucru. În războiul imaginilor și a percepțiilor dă foarte prost și sunt convins că Statele Unite, care știu foarte clar și există o simbioză, adică și o colaborare excelentă între serviciile israeliene, între armata americană și armata israeliană, deși sunt la curent cu realitatea, iau în considerare și acest aspect politic care riscă să fie instrumentat da, exact de așa, forțele da. Rivale, de Hamas, de Iran,
și de alte țări, de Rusia, de China, să spună, iată, Occidentul nu se raportează, adică pentru că Israelul e partea Occidentului. Ei contestă, de fapt, ordinea internațională. Ei dau o lovitură sistemului internațional care are în centru Organizația Națiunilor Unite și, pe de altă parte, într-adevăr, acea populație din Gaza este o populație prizonieră. Asta este marea dramă a populației palestiniene. O populație ținută o statecă într-o închisoare în aer liber de către organizație teroristă Hamas, ea însăși care a devenit un fel de și-a pierdut autonomia strategică, dacă îmi permiteți acest concept, față de Iran. Domnule Ioan Mircea Pașcu, facem o mică trecere la situația din România, fiindcă și aici avem un moment istoric. Cea mai mare achiziție de achiziție militară, 6,5 miliarde de euro, acordul aprobat de Parlament pentru cumpărarea de avioane F-35 într-un moment extrem de delicat, un moment în care, după cum spuneam, Putin spune că va dispune patrulă permanentă de MiG-31 care au aceste rachete hipersonice Kinjal deasupra Mării Negre. Ce a dictat? Sigur era nevoie, sigur ar fi fost nevoie mai de mult de aceste avioane, dar haideți să explicăm puțin contextul acesta în care România decide în fine să facă această achiziție istorică de echipamente militare. Sunt în emisiune. Deci vreau să vă spun următorul lucru, că această decizie pe care am luat-o noi vine în continuare a deciziei, opțiunii pe care am făcut-o de a achiziționa aparate F-16. S-a vorbit încă de atunci că suntem pregătiți să facem un pas mai mult și anume să achiziționăm avioane F-35, care sunt probabil în momentul de față cele mai moderne aparate de acest gen existente în lume. Un aparat de genul acesta este atât de sofisticat încât el poate să funcționeze și ca platformă de comandă pentru avioanele F-16. Și atunci există și o anumită problemă. Îl folosim în această postură sau îl folosim ca avion de atac și îl băgăm la grămadă, să spunem, cu avioanele F-16 și să nu uităm că a doborâ un F-35, deși este mult mai greu decât a doborâ un F-16, reprezintă totuși o pierdere uriașă. Astea sunt lucruri de bucătărie care vor trebui să fie rezolvate de specialiști. Deci aș vrea să spun că nu anunțul lui Putin a fost cel care ne-a determinat să facem lucrul ăsta. Nici nu se putea, pentru că o asemenea propunere legislativă și toate actele care duc la această decizie sunt făcute cu mult timp înainte. Referitor la ce a spus domnul Putin, vreau să spun că acest lucru complică foarte mult ecuația de securitate din Marea Neagră. Gândiți-vă că aceste avioane care circulă în patrulă pe acolo pot să intre într-o coliziune sau pot să facă ceva cu dronele care s-a întâmplat, cu dronele americane care circulă. Însă Rusia este, să spun așa, cred eu personal, este enervată de faptul că suferă pierderi în Marea Neagră la nivelul flotei sale prin lovituri de la distanță și este convinsă că Statele Unite sunt cele care îi sprijină pe ucrainieni să facă acest lucru și ca atare încearcă să echilibreze situația din acest punct de vedere. Bun, eu nu mă aștept acum ca, dacă e vorba de un război între Statele Unite și Rusia, aceste avioane să fie cele care atacă cele două grupuri de portavioane de acolo. Faptul că au fost menționate portavioanele sunt o justificare pentru Rusia să facă acest pas și cred că adevărata justificare este această frustrare cu pierderile pe care le au în domeniul flotei Mării Negre. Foarte interesant ce ați spus. Anunțul lui Putin complică ecuația la Marea Neagră, o ecuație din care România este în mod evident parte, pentru că aici suntem, asta este povara noastră, sau mă rog, șansa noastră geografică, depinde cum exploatăm. Mă întorc puțin în Orientul Apropiat, apar înregistrări șocante, teroriștii la Hamas se laudă că au ucis evrei
și vom auzi și noi în scurt timp aceste înregistrări, despre eforturile diplomatice de acolo. Se adună lume în Orientul Apropiat, s-a dus și cancelarul austriac, domnul Nehammer, și reprezentanții Cehiei sunt acolo. Președintele Macron își continuă turneul, astăzi se întâlnește cu regele Abdallah al II-lea. Și chiar înainte de această vizită a ieșit regina Iordaniei, frumoasa regină Rania, care are foarte mare trecere pe canalele de socializare, foarte multă lume o ascultă pe regina Rania, care e și o reprezentantă a unei mișcări de modernizare a Iordaniei. Regina Rania, care spune Occidentul judecă situația cu două măsuri, adică situația din fâșia Gaza, a oamenilor, a civililor de acolo, nu primește atenția cuvenită din partea Occidentului. Domnule Schwartz, toți acești reprezentanți ai lumii arabe pe care Macron s-a încăpățânat să-i vadă, și văd că până una alta i-a și ieșit, ceea ce Joe Biden n-a mai reușit după explozia de la spitalul din Gaza, cu toții rămân ferm pe poziții: Occidentul nu face suficient pentru civilii din fâșia Gaza. Da, în lumea musulmană, în lumea arabă, pe de altă parte, cu distințiile de rigoare, există diverse grupuri de interese și de coordonare cu lumea vestică, respectiv cu partea care încearcă să ne ducă într-o viziune retrogradă asupra vieții în general. Deci nu putem să îi punem pe toți în aceeași oală. Vorbeați de regina Rania Iordaniei, respectiv de regele Abdallah al II-lea. Aceștia au dat mesaje de sprijin direct populației palestiniene și nu poate să existe altfel de mesaje în condițiile în care mai bine de 70% din populația Iordaniei este constituită din arabi de origine palestiniană. Și presiunea străzii este atât de mare, atât în Iordania, cât și în Egipt, țări care au acorduri de pace semnate cu statul Israel, încât orice altfel de poziționare ar fi foarte riscantă pentru liderii respectivi. Mai mult, regele Abdallah al II-lea, la fel ca și tatăl său, au fost ajutați de către statul Israel să se mențină la putere și în viață de-a lungul decenilor. Deci aș nuanța un pic în acest fel. Pe de altă parte, Iranul a coordonat și coordonează activitatea acestor proxy, acestor unelte ale sale din Liban, din Siria, din Yemen, din fâșia Gaza și din Cisjordania, din Yehuda și Shomron, pentru că încearcă să nu se concretizeze acele acorduri de normalizare între țări musulmane, țări arabe și statul Israel. Arabia Saudită urma să semneze în curând, se pare, un acord de normalizare care ar fi fost ceva istoric, ar fi permis și altor țări arabe, musulmane, să, în majoritate, să semneze acorduri care să consfințească în văzul lumii ceea ce se știe de mult timp, și anume că acestea au colaborat cu statul Israel pentru a combate mișcări teroriste în interiorul acestor țări și pentru legături economice și așa mai departe. Ceea ce încearcă Emmanuel Macron să facă în Orientul Apropiat, Ștefan Popescu, se numește un fel de diplomație a reținerii. E foarte reținut, e foarte ponderat în declarații președintele Franței. Încearcă să nu jignească pe nimeni, să nu rănească pe nimeni. Și după vizita din Iordania se va duce și în Egipt. La finalul acestei vizite, la ce ne-am putea aștepta? Vom vedea măcar niște ostatici franceze liberați? Este posibil să vedem și ostatici franceze eliberați. De altfel, președintele Emmanuel Macron, într-o luare de poziție publică exprimată la Paris înainte de această vizită, a spus în mod sincer că serviciile franceze cooperează cu Qatarul în acest moment, nu Qatarul, marele mediator, marele negociator, dar și cu alte state, Egipt, probabil,
probabil chiar Turcia, pentru eliberarea ostatecilor. Sunt 8 sau 9, dacă nu mă înșel, binațional, probabil că... 9 au anunțat în dimineața asta, da. 9, da. Între cei 3.000 de cetățeni, pardon, nu sunt ostate, de cetățeni care au dublu pașaport și european, pașaport străin, francez, nu mai pașaport israelian, palestinian, 1.500 sunt, spun cei din Gaza, binaționalii din Gaza. Din cei 3.000, 1.500 sunt cetățeni europeni, deci probabil că sunt și francezi pe acolo. În al doilea rând sunt și chestiuni de ordin intern. Franța are o importantă comunitate musulmană, foarte sensibilă, am văzut la tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, care riscă să se inflameze. De asemenea, Franța are și o importantă comunitate israeliană. Și aceste chestiuni de ordin intern sunt importante. Există și o tradiție franceză a echilibrului, de a se demarca față de ceilalți actori occidentali, păstrând în același timp solidaritatea, pentru că acțiunea franceză trebuie văzută în siajul acțiunii mai mari și mai ample a statelor și mai de forță a Statelor Unite ale Americii. Franța caută ca acest conflict să nu escaladeze, pentru că este foarte îngrijorată de consecințele asupra unicului cap de pod pe care îl mai are în Orientul apropiat, Libanul, parțial în Liban, pentru că sudul este controlat de mișcarea Hezbollah și prin urmare de Iran, dar este o țară foarte fragilă care nu mai are președinte, și francezii sunt tot timpul foarte sensibili la față de ceea ce se întâmplă în Liban. Și totodată Franța și Emmanuel Macron în mod particular caută să reconstruiască legăturile cu sudul global, pentru că este una din puterile occidentale cele mai afectate de ruperea acestor legături. Vedeți ce se întâmplă în Sahel, dar nu numai, unde prezența franceză este puternic contestată. Deci grupul țărilor Sahel, format din țări africane, trebuie să le spunem telespectatorilor cine face parte din acest grup, pentru că tot vorbim despre Sud, Ștefan Popescu. Din acest Sud global cine face nu, parte? Nu, din grupul țărilor Sahel. A, grupul țărilor Sahel, mă rog, în Niger, Burkina Faso, exact. Mali, Republica Centrafricană, Franța a fost, dar nu numai, în Algeria, Maroc, chiar legăturile cu Franța, din păcate, în acest moment sunt greu puse la încercare. Și o ultimă idee, Franța caută totuși să își afirme vocația de putere care privește mai peste regiunea sa, peste frontiera sa, și caută să fie prezentă pe acest dosar, unde vedeți că toată lumea încearcă să se poziționeze, pentru că politica externă, din păcate, dar așa este realitatea, este făcută din oportunități. De ce mă leg de cele spuse înainte foarte corect de domnul ministru? De ce rușii au scos MiG-31 cu rachete hipersonice? Pentru că sunt îngrijorați de faptul că acest conflict oferă Statelor Unite ocazia de a reveni puternic în zona Orientului Mijlociu, și ceea ce ar accentua, bineînțeles, dezechilibrul față de Rusia. Erdogan atrage atenția domnului Ioan Mircea Pașcu asupra faptului că o invazie în fâșia Gaza ar însemna un adevărat masacru. Recep Tayyip Erdogan adresează un mesaj de felicitare pentru că, iată, întâmplător, ieri Națiunile Unite au împlinit 78 de ani de la înființare. Rusia este membru fondator al Națiunilor Unite. Spune Erdogan că este importantă o prezență a ONU în această zonă, dar vorbește despre riscurile unei invazii terestre. Și aici trebuie să ne întoarcem puțin, pentru că au fost zile în care invazia asta era dată ca iminentă, chestiune de ore până când se va întâmpla, Statele Unite cu piciorul pe accelerator, așteptând ceva din partea Israelului, ceva ce doar cei care participă în grup foarte restrâns la acest dialog strategic important știu, noi nu putem ști, putem doar să comentăm și să facem presupuneri. Un lucru e cert, Netanyahu spune, până la urmă această invazie va avea loc, indiferent
de consecințe. Se adună foarte multe frustrări. Israelul este atacat și de Siria. Iată, se întâmplă și acest conflict diplomatic, această enervare cu cei din, de la Națiunile Unite. Până la urmă, când vom putea vorbi despre o invazie terestră? Eu cred că ziua deciziei, ziua atacului se apropie. Pentru că, gândiți-vă, sunt acolo adunați deja de aproape 3 săptămâni și, cum spuneam și aseară, și domnul Popescu a fost alături de mine în platou, la altă televiziune, nu poți să-i ții multă vreme în frâu pe oamenii ăștia. Dacă i-ai adunat acolo, până la urmă există un moment în care trebuie să le dai drumul. Închipuiți-vă, de pildă, că avem o echipă de rugby, de fotbal și așa mai departe, care e ținută în vestiar și nu îi se dă voie să iasă pe teren. Ei abia așteaptă să iasă pe teren. M-auziți? Da, vă aud foarte bine. Vă adresam această întrebare pentru că, din nou, Benjamin Netanyahu spune că este la început. Războiul este la început. Întrebarea este cât de mare... Auziți? Da, da, vă auzim, domnule ministru Pașcu. Noi vă auzim, nu știu dacă dumneavoastră ne mai auziți, dar refacem această legătură cu Ioan Mircea Pașcu. Despre India, foarte interesantă poziția Indiei, domnule Schwartz, în acest context. Ministrul de Externe al Indiei spune că Europa trebuie să înceteze, să mai creadă că problemele ei sunt problemele întregii lumi, iar problemele altora sunt ale europenilor. Adică o frustrare în această parte a țărilor din sud, India, Brazilia și așa mai departe, țări care oricum nu fac parte din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și ăsta este un motiv, din nou, de frustrare pentru ele. Ce rol vor juca aceste țări despre care analiștii politici spun că au ambiția să joace și ele un rol în toată povestea de acum? Vorbeam mai devreme reputatul analist Ștefan Popescu despre Sudul global și ambițiile sale și întrebarea dumneavoastră vine în aceeași direcție. Sunt anumite falii și în ceea ce privește poziționarea Sudului global referitor la conflictul dintre mișcarea teroristă Hamas și statul Israel, în speță India, cel mai important sau unul dintre cei mai importanti jucători din Sudul global, s-a poziționat clar, ferm, condamnând masacrul comis sâmbătă 7 octombrie. Asta poate a surprins un pic pe mulți analiști care vedeau așa cumva la pachet și complet aliniate țările din Sudul global, dar să nu uităm că India se confruntă cu aceleași probleme și cu aceeași ideologie teroristă islamistă, dar și cu acțiuni clare comise în diverse zone, în special în zona de nord-vest, dar nu numai. Am văzut atacurile de la Mumbai, am văzut o mulțime de alte atacuri, unele venite transfrontalier din partea Pakistanului vecin, unele chiar cu coordonarea, se pare, a serviciilor de intelligence ale Pakistanului, ceea ce este mai grav pentru că ambele țări sunt puteri nucleare de asemenea. Deci nu este o aliniere, dar există o frustrare. Bineînțeles că toate aceste țări și-ar dori să aibă același cuvânt de spus, precum țările, precum ați spus foarte bine dumneavoastră, țările care sunt membre ale Consiliului de Securitate. Dar, vedeți dumneavoastră, cel puțin teoretic, ar trebui ca să existe și responsabilități care vin cu această putere, între ghilimele, aceea de drept de veto, spre exemplu, în Consiliul de Securitate. Ori multe dintre țările din Sudul global nu sunt democrații. Nu vorbim neapărat de India, chit că nici India nu este o democrație de tip european
vestic. Brazilia a existat o tranziție a puterii acolo admirabilă, existau temeri în privința unor posibile confruntări chiar stradale, dar din nou sunt o mulțime de probleme în toate aceste țări, iar multe dintre ele s-au aliniat în mod clar cu Rusia în acest an și jumătate de când a început invazia Rusiei în Ucraina, ceea ce ne face să ne gândim cu temere la ce ar însemna o mai proeminentă putere a acestor țări în ceea ce ne privește pe noi toți la nivel global. Foarte scurtă pauză de publicitate și revenim. Vă reamintesc că premierul Benjamin Netanyahu spune că războiul este doar la început și că invazia terestră se apropie. În același timp, președintele Statelor Unite, Joe Biden, cere ca populația din Gaza să primească ajutoare, un lucru extrem de greu de efectuat în momentul acesta, în condițiile în care reprezentanții Națiunilor Unite susțin că nu mai au combustibil, convoaiele acelea de camioane pe care le tot vedem nu se mai pot deplasa în lipsa combustibilului. Israelienii acuză pe cei din Hamas că au furat 500 de mii de litri de combustibil și spun că nu mai pot să alimenteze pe nimeni, nici măcar pe cei de la ONU. Există de asemenea această dorință exprimată de ambasadorul Israelului la ONU ca niciunul dintre oficialii Națiunilor Unite să nu mai primească viză din partea Israelului după declarațiile considerate șocante ale șefului secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Informație nouă care vine de data asta din altă parte a lumii. Președintele Lukoil a murit. Vă veți spune bine, dar am auzit asta și anul trecut. Da, dar a murit din nou. Adică cel care a fost desemnat președinte al Lukoil după ce a căzut de la fereastra unui spital în septembrie 2022, fostul președinte, ieri a murit al doilea președinte al Lukoil în condiții suspecte. Nici nu au nevoie de foarte multă imaginație, domnule Ioan Mircea Pașcu, rușii, atunci când vine vorba de șeful Lukoil, se declară la un moment dat moarte suspectă. Ce părere aveți despre această poveste incredibilă, depășește orice scenariu de film? Văd că e o poziție periculoasă asta și mă gândeam acum cui am putea să îi o propunem, ca să zicem așa, ținând seama de faptul că se termină dintre prieteni, între ghilimele. Da, vedeți, lucrurile sunt extrem de ascuțite aici și probabil că răfuielile sunt la fel. Viața nu prea contează în cultura asta, din spațiul acesta. Și vedeți că oamenii, la un moment dat știam că vârsta minimă de viață pentru antreprenorii ruși, asta era prin anii 90, era de vreo 40 și ceva de ani, pentru că dispăreau subit. Deci asta ar fi comentariul meu la... Tot e bine că nu a căzut de la înălțime sau, mă rog, o altă chestiune și am făcut un progres. Întorcându-ne la situația din Orientul Apropiat, un comentariu mai nuanțat al Statelor Unite, da, care susțin că o încetare a focului ar fi favorabilă doar pentru Hamas. Deci, așa cum anticipați, cum am avansat și dumneavoastră, e foarte posibil să ne apropiem de începutul adevărat al acestui război în Orientul Apropiat. E prima afirmație pe care am făcut-o înainte să se întrerupă legătura. A fost aceasta, că probabil că ne apropiem cu pași mari de acest moment, pentru că trupele nu pot să fie ținute multă vreme inactive după ce au fost mobilizate pe graniță. A doua chestiune este că, vedeți dumneavoastră, în acele tuneluri în care se află foarte multe lucruri, inclusiv ostatici, tunelurile reprezintă o parte importantă a infrastructurii militare a Hamasului din zonă. Ori acolo nu poți să intri cu forțe speciale pe care, precis, izraelienii le au deja pe teren încă din primele zile după 7 octombrie. Trebuie să intri cu armată.
Trebuie să faci curățenie completă acolo dacă vrei să scapi de această infrastructură care reprezintă baza acțiunii Hamasului. Ori acest lucru nu se poate realiza fără intervenția în zona respectivă. Dacă ar exista și obiectivul războiului, repet, obiectivul războiului declarat de Israel în această situație, este eliminarea Hamas. Sigur, prizonierii reprezintă un element extrem de important, sunt foarte sus pe lista de priorități, dar obiectivul fundamental este eliminarea Hamas, ori tunelurile reprezintă cheia acestui lucru, ori pentru a ajunge în tuneluri trebuie să intri pe teren. Celelalte modalități sunt insuficiente. Dar mai e o altă chestiune. Vedeți, sunt oamenii aceștia, prizonierii, sunt ținuți în aceste tuneluri. Dacă se intră în tunelurile respective, care va fi soarta prizonierilor? Deci vedeți ce probleme trebuie să ia în calcul cei care iau deciziile respective. Statele Unite pregătesc opinia publică mondială pentru escaladarea acestui conflict, luând în calcul cel mai rău scenariu. Care ar fi cel mai rău scenariu? O intervenție din partea Iranului, de pildă, reprezintă un scenariu extrem, extrem de periculos, pentru că în acea situație lucrurile se complică extrem, extrem de mult. Și sunt convins că atunci vor apărea și voci care vor sprijini Iranul. Mă gândesc aici și din partea Rusiei și din partea Chinei. Lucrurile se complică extrem, extrem de mult. Cred că aceasta ar putea să fie cheia. Atâta timp cât lucrurile se mențin la nivelul formațiunilor teroriste, pericolul poate să fie, să spunem așa, mă rog, paradoxal, relativ controlat, dar în momentul în care un stat ca Iranul se implică în acest conflict, eu cred că nu va face, lucrurile se complică extrem, extrem de mult. Și o informație interesantă venită de data asta de la Ministerul Român de Externe, care anunță că a acordat un contract mare din punct de vedere financiar, 3,19 milioane de lei fără TVA, pentru implementarea unui sistem IT cu capacități de monitorizare în timp real a, atenție, conținutului online pe platformele de socializare, pe site-urile de știri, pe bloguri, pe profilurile unor personalități influente, precum jurnaliști, celebrități și demnitari. Obiectivul principal al acestei inițiative este identificarea, analiza și contracararea dezinformării și a propagandei. Interesant acest demers al Ministerului Român de Externe, domnule Pașcu, și necesar? Îl vedeți ca fiind necesar acum, mai ales înainte de anul electoral care urmează? Cum să vă spun eu, toată lumea supraveghează pe toată lumea, ca dovadă că Am avut noi astăzi două întrerupere ale comunicației complet din senin, în situații în care anterior n-au existat. Dar cred că există, trebuie să fim puțin atenți. Și asta nu ține atât de mult de un control extern, ci de fiecare din noi în parte. Adică să fim atenți la ceea ce vorbim, la ceea ce se poate interpreta din ce vorbim. Cred că asta ar fi principalul element, ar fi self-controlul. Da, și poate mai multă responsabilitate mai degrabă decât să fim noi atenți, că așa noi putem fi atenți, dar sunt atenți și ei. Deci Big Brother la scară largă, coordonat, implementat de Ministerul Român de Externe, asta e interesant, dar vom analiza asta după o foarte scurtă pauză, revenim.